Este a doua sărbătoare religioasă, ca semnificație are sacrificarea unui animal în numele lui Allah și așteptând răsplata lui Allah ca beneficiu în urma bunătăților pe care le acordă bunul Allah. După slujba de dimineață, musulmanii încep sărbătoarea tradițională. Mergem acasă, sacrificăm ce avem de sacrificat, citim noaptea, partim, ne întâlnim cu familia, sărbătorim următoarele 3 zile cu rudele și cu prietenii. An de an tăiem berbec. 1, 2. Câte unul de fiecare persoană în familie. Se pleacă la casele lor fiecare să tai curbanul, sacrificarea curbanului. După care împărțirea curbanului și petrecerea în familie. Sărută soția mâna, dacă am nepoții acasă, nepoțele, frații dacă sunt mai mici, îmi sărută mâna și după aia ne dezbrăcăm, bem o cafea, mâncăm și bere cu care am rămas de aseară și pe urmă ne apucăm să tăiem curbanul. Iar obiceiurile nu se încheie aici. De pe masă nu lipsesc produsele tradiționale, baclavalele, sarailiile și șuberecul. În Dobrogea sărbătoresc Curban Bayramul aproximativ 50.000 de turci și tătari.